Persoanele cu puteri supranaturale susțin că pot simți orice emoție subtilă. Am decis să verificăm acest lucru prin prisma celui mai puternic și frumos sentiment dintre toate. Iubirea. Iubirea este trăire. Ea nu poate fi cântărită, mirosită sau pipăită. Însă noi exact acest lucru am hotărât să-l cerem concurenților noștri. În următoarea probă din clarvăzătorii. Cei 8 clarvăzătorii ai noștri vor sta față în față cu 4 bărbați și 4 femei. Aceștia sunt îmbrăcați în haine de nuntă. Printre ei se află o pereche de tineri căsătoriți. Aceștia s-au căsătorit recent, de aproximativ 2 ani. Ceilalți nici măcar nu se cunosc între ei. Scopul concurenților noștri este de a ne indica perechea actă de a-i deconspira astfel pe ceilalți. Mulțumită magazinului alb și negru, noi am îmbrăcat pe toți candidații în haine de nuntă. În realitate, numai o pereche a cunoscut tainele Sfintei Cununii. Ca să ne convingem că această dilemă poate fi rezolvată, am invitat alături de noi un grup de control format din Gabriela Cristea, prezentatoarea show-ului Noră pentru Mama, și psihologul Liliana Munteanu. Scopul prezenței tale aici este de a fi împreună cu mine. După cum vezi, sunt singurul care am rămas fără pereche. Pot să mă joc un pic cu ei. Nu o să-i pun să vorbească, am înțeles că nu au voie să vorbească, dar o să-i rog pe fiecare să ofere câte o floare. Ok, aș merge pe doamna. O să te rog să fii tu aici puțin. Și aș merge pe domnul, în alb. Pot să mă mai uit odată așa la ei? Domnul nu e bun aici. Nu e bun. Vrei să spun și de ce? Te rog. Pentru că dacă ar fi fost soția, ar fi pus mâna direct aici. Și aș merge pe domnul. Și cred că m-am apropiat. Foarte mult. Foarte mult? Și mă gândeam că testul final ar putea fi un sărut. Dacă ei sunt capabili să se sărute, atunci ați găsit cuplul. Încercăm? Le dăm voie? Vă rog. Încercați. Păi felicitări, în primul rând. Succes! E adevărat? E adevărat. Super! Și să știi că vă potriviți. Să fiți fericiți, să faceți copii și să vă bucurați de realizările lor. Atât Gabriela cât și Lilian au descurcat de minune, apelând la experiență și logică. Însă, pentru a descoperi perechea adevărată, clarvăzătorii vor trebui să uzeze de calități total diferite. În acest experiment, majoritatea bărbaților nu au putut simți adevărul. De când nu știu, mi-am dorit să mă pun în această poziție în fața unei doamne. Poate în curând mi se va împlini și visul. Are un o asemănare ca persoană, ca și caracter. Zic eu că am primit câteva informații și mă face să spun că partenerul de viață al acestei doamne, da, este domnul în alb. Da. Aceasta e varianta finală din punctul meu de vedere. Am înțeles. Domnul și cu doamna formează un cuplu. Eu zic că rămâne cuplul acesta. Lăsăm așa. Lăsăm așa. Am să-i rog pe ei să meargă la loc. Vă mulțumesc frumos. Cum ai simțit? Deci, la mireasa 2, cu ultimul generică. Sunt ei căsătoriți? Da. Cu toate acestea, numai Mariana Dima a identificat-o pe adevărata mireasă. Asta este. Florin Crețu a fost și el aproape de adevăr. Domnul în alb. Ia. Am simțit că ea este aleasă. Ea s-ar potrivi mult mai bine cu el și aura lor are o atracție
Interesant a fost că doi dintre cei 7 clarvăzători au simțit o legătură între mireasă și unul dintre bărbați, altul decât Mirele. Dar să nu facem intrigi și să urmărim cum s-a descurcat Mircea Iorga. Ce părere ai despre căsătorie? E un lucru bun? Dacă este un lucru bun, este un lucru firesc. Toată lumea trebuie firesc să facă treaba asta. Îi schimbi între ei ca și cum ar fi niște obiecte? Nu îi schimb între ei. Deci trebuie... M-a supus unui test, nu? În ce constă? Eu încerc să văd dacă reușesc să îi potrivesc pe cei care sunt deja potriviți. Mircea a intuit adevărata pereche, dar și-a schimbat părerea exact înainte de decizia finală. Vom rămâne aici. Ea este varianta finală. Deci am avut, le-am pus împreună și în ultima secundă m-am răzgândit. E inexplicabil de ce. Pur și simplu mi-a venit să-i desfac. Dar totdeauna când vorbim de spațiu extrasenzorial, cele mai sensibile sau cele mai detectabile sunt segmentele negative. Oricum a fost destul de dificil, adică nu este chiar atât de simplu să ghicești și să împerechezi perechile.